Am ajuns să joc la Cătălin printr-o pură întâmplare. Mă rog, mai mult sau mai puțin întâmplare. Suntem prieteni de mai bine de 15 ani. Scenariile lui dinainte n-aveau roluri care să mă prindă și pe mine ca vârstă, ca aliură, ca sfârșit. Varianta de scenariu pe care am primit-o a fost cu mult diferită față de ce a rămas în film, față de ce am ajuns să filmăm într-un final. Am avut o întâlnire cu Cătălin în care mi-a prezentat toate aceste piese muzicale, că asta era lumea în care se învârtea personajul.